Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. Senzațiile de golire incompletă a vezicii urinare sau urinările frecvente în timpul nopții ar trebui să trimită bărbații imediat la medic. Pot fi semnele unui adenom de prostată, maladie care ajunge să afecteze peste 90% dintre bărbații trecuți de 80 de ani. În cazul evoluției bolii, este nevoie de intervenție chirurgicală, iar una dintre cele mai eficiente metode de eliminare a țesutului adenomului de prostată o reprezintă electrovaporizarea bipolară cu plasmă a prostatei în mediu salin, procedură care se folosește cu succes și la Brașov. Aflăm mai multe despre această procedură de la doctorul Vitalie Mogoreanu, medic primar urolog. Domnul doctor, discutăm astăzi despre adenomul de prostată și despre posibilele soluții de tratament, unele chiar inovatoare pe care le puteți aplica dumneavoastră aici în clinică. În primul rând, să ne spuneți ce este adenomul de prostată. Adenomul de prostată este o afecțiune de care suferă majoritatea bărbaților, ales după o anumită vârstă. Se consideră că pe la 60 de ani este ca frecvență în jur de 30%, până la vârsta de 80-85 de ani, crescând până pe la 90%. Ca afecțiune, adenomul de prostată are mai multe etape. În prima etapă, de obicei, este un stadiu foarte bine compensat de pacienți, simptomatologia fiind minimă, reprezentându-se printr-o disurie minimă, care pacienții nu prea îi dau mare importanță. Abia în stadiul 2, când începe simptomatologia să se accentueze, de multe ori ajung la noi și o parte din pacienți ajungând la noi într-un stadiu mult mai avansat, care necesită de obicei și intervenții chirurgicale sau alte tehnici de rezolvare. În primul stadiu, de obicei, sunt modificările cele mai mici, ce țin de jetul urinar, care este un pic slăbit, se mai întrerupe la sfârșitul micțiunii, dar deranjamentul este minim și de obicei este un stadiu compensat prin creșterea puterii contracției musculare vezicii urinare. Deci nu sunt semne nici ecografice, nici clinice. A doilea stadiu abia este un stadiu care se prezintă prin simptomatologie ca jet de urină foarte slab, subțiat, cu întreruperi, pacientul prezentând dureri ocazionale în hipogastru, mici usturimi la micțiune, începe să apară simptomatologia care este de multe ori cea mai deranjantă pentru ei, nicturia, emicțiunile în timpul nopții, pacientul ajungând să nu se mai poate odihni, de obicei a doua zi sunt mult mai stresați, mult mai obosiți, putem observa pacienți mult mai lenți, mai apatici, de multe ori simptomul ăsta este deranjant și pentru pacient și de obicei și pentru partenera de viață. Pe motiv că trezirile noaptea deranjează de obicei și concubina. Și restul familiei până la urmă. Este un stadiu, primul stadiu și al doilea stadiu beneficiază de obicei prin medicație medicamentoasă, de multe ori compensând și ameliorând foarte mult simptomatologie, atingând valori minime, eventual care se mai poate accentua pe parcurs pe sezonul rece sau când exagerează cu anumită alimentație mai condimentată sau băuturi alcoolice. Stadiul 3, în schimb, este un stadiu deja când vezica nu mai poate compensa prin forță evacuarea a urinii în totalitate și atunci încep simptomele cele mai importante, ajungând multe ori la imposibilitatea de a urina și necesitatea montării unei sonde uretrovezicale. În acest stadiu, din păcate, pacienții sunt obligați să beneficieze de tratament chirurgical. Tratament chirurgical care poate fi de multe ori sau endoscopic sau pe chirurgie clasică, în funcție de situație.
În funcție de gravitatea cazului, opta pentru mai multe variante. Sunt mai multe criterii care ne delimitează cazurile care beneficiază de tratament chirurgical deschis. Ce țin de volumul prostatei în sine, sunt persoane cu volum prostatic mare, de obicei. Sunt persoane care au indicația de tratament endoscopic cea mai potrivită. Până acum se folosea doar tehnicile de endoscopie clasică, rezecție transuretrală de prostată, turpeavă prescurtat, și adenomele de prostată cu volum mai mare de 60 cm3 de obicei beneficiau de tratament chirurgical deschis. În schimb, acum beneficiem de o tehnică care ne permite rezolvarea adenomelor de prostată și cu volum mare endoscopic, fără să necesite incizii sau alte manevre chirurgicale deschise. Este TURIS-ul, electrovaporizarea bipolară cu plasmă. Din cauza că rezecția endoscopică clasică era limitată ca timp, nu aveai voie să depășești 60 de minute de rezecție și dacă pacientul era cu un adenom foarte voluminos, efectiv nu aveai timpul fizic pentru rezolvarea completă. În schimb, la TURIS, la electrovaporizare, nu suntem limitați ca timp, lucrând cu soluții sterile, poți să rezeci, rezecția poți să dureze și 2-3 ore la nevoie, deși evităm această situație, fără a avea repercusiuni asupra stării ulterioare, perioada postoperatorie. Dar cum funcționează această tehnică? Practic, ce se întâmplă? Practic, se intră pe căi naturale cu un aparat endoscopic și enucleezi adenomul de prostată, fără a avea nevoie de incizii pe piele sau, deci, pe cale naturală. Astfel, aparatul conține un element care este în formă de ciupercă și sub acțiunea unui curent de înaltă frecvență induce un efect de vaporizare între ansă și țesutul adenomatos, vaporizând țesutul adenomatos. Astfel, e o tehnică care și are beneficii din punct de vedere al chirurgului urolog și al pacientului, din cauza că este o tehnică puțin sângerândă, permițând să operezi pacienți chiar care beneficiază de tratament anticoagulant, ceea ce este o contraindicație în cazul la chirurgia clasică sau endoscopică clasică. Din cauza efectului de vaporizare se coagulează și vasele de sânge, astfel reducând la minim sângerarea în timpul intervenției chirurgicale. Astfel, având și un câmp vizual mult mai curat, se lucrează, care este un confort și pentru urolog și pentru pacient, pentru că nu are pierderi de sânge. Și pe de altă parte, îți scade foarte mult rata complicațiilor intraoperatorii și postoperatorii, fără a te face să pierzi timp pentru a face hemostază, să coagulezi sursele de sângerare sau alte manevre. Și recuperarea mai repede. Recuperarea este mult mai rapidă. Pacientul de obicei internat, noi ca spital beneficiem de această tehnică și pacientul ca perioadă de la internare până la externare variază în jur de 48-72 de ore. Recuperarea ulterioară mai durează aproximativ cam 3 săptămâni, perioada în care mai există niște riscuri de sângerare, pacientul fiind obligat să fie mai cu minte, fără eforturi fizice, fără plimbări prea lungi, dar în principiu suportă foarte bine. Neavând dureri, în perioada postoperatorie, riscul de sângerare este mult mai mic. O parte foarte importantă în perioada perioperatorie este că scade foarte mult și riscul de infecții urinare, care este o complicație ce, ca imagine a intervenției chirurgicale, poate să deterioreze foarte mult, din cauza că, fiind făcută o operație foarte bine, dacă în perioada postoperatorie face o infecție urinară, practic este umbrit tot de tablou infecții urinare și care majoritatea pacienților fiind vârstnici îi pot induce anumite complicații și pe alte organe, accidente vasculare, stări septice și multe alte complicații grave și greu de tratat. În chirurgia deschisă, dacă totul merge perfect, de obicei durează minim 7 zile.
o internare ca să fie un, să fie rezolvat pacientul într-un ritm bun. Pe când doar în cazul unor complicații în timpul intervențiilor endoscopice poate să dureze maxim 3-4 zile, foarte rar se întâmplă să fie mai mult. Deși complicațiile după chirurgie deschisă de multe ori poate să stea pacientul să necesite o internare și de o lună pentru rezolvarea lor. Această procedură TURIS este des folosită și în statele din vestul Europei sau în clinicile din România? Procedura respectivă presupune clinica să aibă disponibilitatea acest aparat. Din păcate, în România sunt puține centre care și l-au permis să achiziționeze. Astfel, în Europa sunt mai multe centre care beneficiază de acest aparat. Este un aparat relativ scump, fiind modern și cu performanțele respective. Dar este un aparat care își merită toți banii. În ideea, îți ușurează munca și ca medic urolog, ca medic operator și ușurează și recuperarea pacientului în perioada postoperatorie. Pacientul imediat după operație practic nu îl deranjează, nu au dureri, nu au simptome care sunt de obicei prezente în alte tehnici, chiar și endoscopice, ca rezecția endoscopică clasică, turpeu sau folosirea unor lasere de multe ori, la care simptomele poate să mai dureze 2-3 săptămâni până la 6 săptămâni. Au senzație de usturime. Au senzație de usturime, un pic de disurie, pentru că o intervenție chirurgicală, chiar dacă nu se vede la suprafață, pentru că pacientul nu are incizii, nu are urme vizibile, presupune un timp de vindecare. Pe partea de TURIS, sondele postoperator se scot de obicei pe la 48 de ore, astfel fiind obligat cumva 3 săptămâni să se abțină de la eforturi fizice. Se consideră o vindecare foarte bună la 6 săptămâni postoperator și o vindecare chirurgicală bună spre 3 luni în perioada postoperatorie. Pe când unele tehnici presupun niște timpi prelungiți, cu 2-3 săptămâni, 4 săptămâni, care până la urmă este un timp în care pacientul prezintă niște simptome și un disconfort. Sunt sfătuiți pacienții să revină periodic la control pentru cât timp? Sau de obicei, la pacienții operați la noi în clinică, eu cel puțin recomand la o lună în perioada postoperatorie să revină pentru un control, pentru monitorizarea stării pacientului, pentru un control de rutină, ca să fim siguri că totul decurge conform planului de vindecare. Și ulterior, chiar dacă pacienții, ce este foarte important, pacienții, chiar dacă sunt operați de adenomă de prostată, asta nu îi anulează riscul de a face cancer de prostată. E foarte important pacienții să știe, chiar dacă au fost operați de prostată, o dată pe an își fac analizele, fac PSA-ul cantitativ pentru monitorizarea transformării în perioada următoare. Deci e recomandabil oricum, odată pe an, să ajungă la un medic specialist. Această procedură, TURIS-ul, poate fi folosită și în cazul altor afecțiuni? Da, o frecvență tot mai mare în ultimul timp o avem prin folosirea ei la tratamentul tumorilor vezicale, care dă rezultate excepționale. La fel, este o metodă care, în momentul întrebuințării, ne reduc foarte mult riscul de sângerare, având o vizibilitate foarte bună, se rezecă tumorile vezicale, pe lângă asta ne permite și prelucrarea patului tumoral sau bazei tumorale, distrugând celulele tumorale și îngrosimea peretelui, fără a afecta integritatea lui. La fel, vindicarea este foarte rapidă. S-au derulat și niște studii care au arătat niște rezultate excepționale, reducând foarte mult rata recidivilor tumorale peste o anumită perioadă. Folosind acest aparat. Folosind acest aparat, da.
practic decupează în zona tumorală cu ajutorul practic acestei soluții care se folosește? Tumora în sine este rezecată și vaporizată și zona implantării tumorii vezicale în peretele vezical este rezecată în profunzime și ultimele straturi sunt vaporizate, distrugând celulele în profunzime, dar lăsând peretele intact pe loc. Se întâmplă totuși ca acest adenom de prostată să afecteze și tinerii? Da, în principiu sunt pacienți care ajung cu un adenom de prostată și la vârstă de după 45 de ani. Într-adevăr, frecvența este mult mai mică, situându-se între 2-3% sub 50 de ani. De asta e foarte important la apariția primelor semne sau simptome deranjante la urinat, pacienții să se adreseze unui consult de specialitate, astfel evitând anumite complicații în viitor. Pot lua tratament, da, medicamentos? Da, dacă se inițiază tratamentul în primele stadii a bolii, se poate evita anumite manevre chirurgicale și limitându-se doar la tratament medicamentos. Discutam mai devreme despre simptome. Sunt acestea la un moment dat mai frecvente, mai puțin frecvente? Da, contează foarte mult și perioada anului sau sezonul. Este o patologie mult legată de temperaturile exterioare. De obicei, în sezonul rece, mai ploios, în zone cu umiditate mai crescută, frecvența simptomatologiei este mult crescută din cauza proceselor inflamatorii supraadăugate la boala de bază, adică inflamațiile, infecțiile urinare care apar de la frig și zupe rece, poate să accentueze și simptomele urinare, pacientul ajungând să urineze o dată pe oră, o dată la două ore, de fapt care este și simptomul dominant care determină pacienții să ajungă la noi. Dar de multe ori pacientul prezentând simptome urinare e bine să ajungă la noi pentru motivul că de multe ori simptomele urinare nu sunt de fapt problema de bază, sunt simptome altei probleme. Doar ajungând la un consult de specialitate poate să-și dea seama, adică dacă sunt e alte... nevoie să ajungă la altă specialitate. Asta vreau să vă întreb. Da. Sunt alte organe poate afectate care manifestă prin disfuncții urinare? Și? Da, de multe ori o infecție urinară sau, popular vorbind, ca urăceală, poate să determine aceleași simptome. De multe ori, aceleași simptome poate să apară și la pacienți cu boală hemoroidală. Poate să apară simptome urinare și după un episod de diaree. De asta doar în cadrul specializat poți să-și dea seama de diferență știind să tratezi cauza simptomatologiei ca să nu înceapă tratament pentru un adenom de prostată care în realitate nu este cauza, neameliorând simptomatologie, inducând costuri fără niciun rost. Mulți spun că berea ajută. Ajută berea la inflamarea prostatei, la afecțiunile prostatei? Orice băutură alcoolică, în principiu, nu este recomandată pentru patologia prostatică, dar nu este o contraindicație absolută. Ca băuturi contraindicate la pacienții cu adenom de prostată, de obicei, sunt tăria. Tot fac parte din alimentele contraindicate, condimentele iuți. Și cel mai important, pacienții trebuie să evite șezutul pe rece. Astea sunt factorii care favorizează apariția simptomelor și de multe ori sunt și factorii care fac ca pacienții să se complice și determină să ajungă la noi. Dar ca profilaxie e bine, deci la primele simptome să avem grijă. Da, consumăm acestea. Mai mare de lichide, este indicat, ajută la ceva? Hidratarea intensă? Mai intensă ajută, într-adevăr, pentru a preveni eventual apariția infecțiilor urinare. La un pacient deshidratat, infecțiile sunt mult mai frecvente, astfel favorizând și apariția petrelor pe partea de rinichi sau în vezica urinară. Dacă pacientul este hidratat suficient, aceste riscuri pot scădea foarte mult. Însă,
dat fiind ceea ce am discutat până acum, poate nu e chiar indicat să consume foarte multe lichide, având problema de a urina foarte des. Da, de multe ori consumul de lichide este recomandabil, la limita bunului simț. În schimb, mulți pacienți care ajung să aibă simptome urinare evită la un moment dat să consume lichide, astfel reducând numărul micțiunilor și cantitatea urinei evacuate. Pentru a putea ieși în oraș la o plimbare sau pentru a asta putea părăsi domiciliul. Asta vă spun pacienții, că înainte de a pleca nu mai consumă nimic, astfel încât să n-aibă nevoie la toaletă. Exact. Și mulți pacienți sunt și foarte influențați de această problemă. Astfel, dacă este la o plimbare în oraș, de obicei sunt primul obiectiv care îl caută peste tot este o baie, ca să o fie toaletă la îndemână. Da, să poată să meargă la primele simptome. După o astfel de intervenție, fie ea chirurgicală sau minim-invazivă, recuperarea, într-adevăr, se va realiza la un moment dat, mai există riscul de a apărea din nou probleme? Operația, dacă este făcută bine, riscurile sunt mici. Da, dacă tot timpul rămâne un țesut prostatic restant, care la rândul lui în mai mulți ani poate să favorizeze creșterea în volum în continuare, dar de multe ori necesită 30-40 de ani ca să reapară un adenom de prostată. Pacienții fiind de obicei vârstnici, peste 60 sunt majoritatea, este un termen rezonabil. Spuneați la început că până la urmă toți bărbații fac adenomul de prostată. N-ar trebui să se teamă să vină la medic. Până la urmă, prostata este o glandă care este prezentă la bărbați din naștere și crește toată viața. De fapt, majoritatea simptomatologiei apare prin creșterea în volum a prostatei, care de astfel, cum și sună, hipertrofia benignă de prostată, înseamnă o creștere în volum a prostatei. Deci, inevitabil, la un moment dat, apar niște simptome urinare care țin de creșterea aceasta de volum. Ceea ce și înseamnă un adenom de prostată. Mai sunt și alte neplăceri pe care le provoacă creșterea prostatei? Da, pacienții la care au un adenom de prostată, de obicei sunt obosiți tot timpul, nu se odihnesc bine, sunt mult mai stresați, poate să fiind un factor favorizant pentru dezvoltarea altor patologii, pe partea de inimă, favorizând supraoboseală și asta și chiar până la infarct miocardic sau ca orice componentă de stres. Dacă creșterea în volum este semnificativă și nu permite golirea vezicii complete, se poate ajunge inclusiv la un stadiu când se blochează și nu mai poate să urineze și dacă nu este rezolvată problema în momentul respectiv, se poate ajunge până la o insuficiență renală. Mulți pacienți ajung și chiar până la dializă. De aia e foarte important, în apariția simptomatologiei, să ajungă să fie văzut de un medic specialist. Cât este recomandat? Câte micțiuni sunt recomandate să aibă un bărbat pe zi? Adică mă pun în pielea unui bărbat, când ar trebui să mă duc? Când ar trebui să sesizez că... Monitorizarea micțiunilor în timpul zilei este mai dificil de realizat pentru că fiecare persoană are ritmul lui de consum de lichide, ritmul lui de activități fizice, mulți au probleme cu coloana vertebrală, cu discopatie lombare, care tot sunt un factor să crească frecvența micțiunilor, dar pentru a monitoriza starea pacientului, de obicei folosim numărul micțiunilor noaptea. O micțiune este de multe ori fiziologică și două micțiuni se acceptă dacă pacientul a consumat lichide după 7 seara. În schimb, 3, 4, 5 micțiuni nu sunt normale. Este clar semnul unei boli. Cum pot pacienții să-și dea seama la un moment dat dacă, nu știu, am citit că bărbații suferă tot mai des de cancer de prostată. Care e diferența între adenomul de prostată, cancerul de prostată? Adică ei ar putea să... Sunt simptome care coincid sau... Da. Practic, adenomul de prostată este o etapă evolutivă a dezvoltării prostatei. În traducere sau în literatura de specialitate, adenomul de prostată fiind o hiperplazie benignă de prostată.
Cancerul de prostată este următoarea etapă de evoluție după adenomul de prostată. De multe ori, ca simptomatologie, nu ne dăm seama dacă are loc o transformare cancerometastază a adenomului. Dar în ziua de astăzi beneficiem de multe teste, analize de sânge, care ne pot arăta transformarea dată cu mult timp înainte de a apărea simptome caracteristice, astfel punând un diagnostic în stadiu inițial și ajutând la rezolvarea completă a problemei respective. Pacientul putând ajunge la o vindecare și din punct de vedere oncologic. În ziua de astăzi sunt mulți markeri la care dozarea durează doar 24 de ore, se face o analiză de sânge și atunci te dirigează spre o evoluție posibilă sau o transformare posibilă în cancer de prostată. Simptome caracteristice nu sunt, sunt comune cu ale adenomului de prostată. Deci pentru bărbați, practic, este obligatoriu un screening anual. Deci odată pe an se face analiza pentru monitorizarea stării din punctul ăsta de vedere. Și vorbind de analize, despre ce este vorba? Ce ar trebui să facă? Este PSA-ul cantitativ, este cea mai uzuală analiză, sau Free PSA, care la fel ne ajută pentru diagnosticul cât mai corect. Recoltarea este foarte simplă și durata execuției acum analizei este foarte scurtă, putând dura chiar și 3-4 ore până avem rezultatul, funcție de laborator, funcție de posibilitățile tehnice. Deci, practic, o dată pe an, bărbații sunt sfătuiți să apeleze la un specialist urolog pentru a exclude transformarea în cancer de prostată, da. Odată pe an e recomandabil de la vârsta 45 de ani bărbații să vină în vizită pe la urolog sau în caz de apariție anumitor simptomatologie să vină, pentru că o profilaxie este mult mai ușoară, mult mai ieftină de făcut decât după aia tratamentul a problemei în sine. Oul reprezintă un aliment minune pentru organism. Adevărat, conține colesterol, dar acesta este de fapt un colesterol bun, iar un consum moderat de ouă nu duce la creșterea colesterolului rău din sânge. Nutriționiștii recomandă 2 sau 3 ouă pe săptămână. Pentru copii și tineri, oul este un aliment care stimulează creșterea și dezvoltarea și nu ar trebui să le lipsească din meniu. Oul este singurul aliment care conține proteine de clasa 1, luteină și zeaxantină, care ajută în menținerea sănătății ochiului și în prevenirea cataractei. Oul conține și o parte dintre grăsimile bune pentru menținerea sănătății inimii și a vaselor de sânge. Oul completează necesarul lipidic și intervine în prevenția hipertensiunii arteriale, a bolilor nervoase, demențelor, infarctului miocardic sau accidentelor vasculare cerebrale. Oul include și importante surse de vitamine indispensabile organismului, care previn anumite tipuri de anemii, cancere de sânge, dar și tulburări nervoase. Datorită conținutului de vitamina D, oul previne și rahitismul și osteomalacia. Vitamina D este produsă de organism doar la influența soarelui. Razele solare stimulează producerea la nivelul pielii a unui precursor al acestei vitamine, care apoi ajunge la nivelul rinichilor și este transformat în vitamina D. Ea este cea care face apoi posibilă absorpția calciului din alimente. Puține sunt alimentele care conțin zinc. Oul însă conține cantități importante din acest mineral. Pentru a-i păstra proprietățile, oul trebuie fiert în apă sau copt fără ulei. Se recomandă evitarea prăjirii oului, combinația între grăsimile prăjite nocive și proteinele din ou nefiind deloc sănătoasă. Pentru un aport cât mai important de vitamine, minerale, proteine și nutrienți de bună calitate, gălbenușul trebuie păstrat moale și neprocesat termic. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.